Out of the Box Controverse în Dialog cu Cătălin Striblea și Laurent Balint Bine ați revenit la Out of the Box, emisiunea care ne pune credințele la încercare uneori și mie, Cătălin Striblea, pentru că invitatul meu, Laurent Balint, vine cu tot felul de afirmații surprinzătoare. El este expert în marketing și meseria nu-i așa, te obligă să gândești diferit față de noi. Out of the Box, de fapt. Pentru că de la asta am pornit, de la gândurile tale care nu se așează la oaltă sau în linie cu ale noastre, ci cumva privindu-ne din lateral. Și uh, am zis de săptămâna trecută că încercăm o afirmație tare de tot pe care am auzit-o la tine. România este parte din Occident. Tu vii și spui mereu asta. Și zic, păi cum? Cum să fie parte din Occident? Că uite câte diferențe sunt, uite ce corup suntem, uite că sărăcia e mai mare, uite că știu pot să-ți argumentez, de ce e mai rău rom în România decât în Occident? Noi suntem estul europei, nu suntem în Occident. Păi nu, de aici pornim, pentru că de multe ori ne referim la Occident ca la ei. Așa. Și tot timpul zic statul așa, că Occidentul suntem noi, adică noi suntem parte din Uniunea Europeană în primul și în primul rând, adică dintr-o dată suntem parte din familie europeană și pentru prima oară în istorie întreagă întregul teritoriu al României este parte din uh, un, un proiect european. Uh, dar uh, ce înseamnă Occident și ce înseamnă să fii parte din Occident. Și aici sunt, putem să petrecem probabil ore întregi dezbătând acest aspect. Și n-aș intra acolo, dar aș puncta doar câteva lucruri care ne unesc și ne caracteristice ale Occidentului, pe care noi le atribuim Occidentului și pe care le avem și noi și nu realizăm. Ia să vedem. Iar unul dintre ele este, în foarte multe discuții, ne plângem despre cât de rău este în România, cât de rău este în spitale, cum nu funcționează, cum nu avem autostrăzi pe câte ar trebui să avem. Și, într-adevăr, ratăm oportunități și nu suntem neapărat unde am fi putut uh, să fim. Dar, uh, în același timp, eu vin și zic, băi, asta da, așa că nu e așa de rău, pentru că mai sunt 150 de țări, în aproape toate clasamentele în urma noastră sunt alte 150 de țări. Adică, ok, uh, nu este... Uh, noi, și ce, noi ne comparăm cu ei? Exact, asta este reacția. Dar ce, noi ne comparăm cu ei? Adică, păi. ce, noi, noi la Gabon ne uităm, noi la Sri Lanka, noi la Tajikistan. Adică, dar de când am ajuns noi să ne comparăm cu ei? Ceea așa. Ce așa, când, da? Păi, păi iată, ceea ce, ne arată două lucruri. Unu, că ne comparăm cu frații noștri europeni și occidentali Aha. și standardele noastre sunt acolo și acolo vrem să fim. Deci facem parte dintr-o familie și vrem să fim familia ta. A... Iar a doua, este, avem aroganța Occidentului. Adică avem această aroganță în care noi uităm, zice, păi, de ce nu ne cumpărăm cu ei? Adică exact ceea ce multe populații, multe popoare de pe planetă reproșează Occidentului că suntem aroganți. Și se dovedește că suntem aroganți, adică la noi în România, în care ne uităm și de ce mă, noi suntem, ca și frații noștri bulgari de la sud de multe ori. avem. Da, chiar, zi, da. bă, ce, ce, bă, noi ne comparăm Tot. cu Bulgaria, adică... Poți să zici frații este... noștri moldoveni, că e foarte bă, la îndemână. Frații noștri moldoveni, da. uh, uh, Georgia, adică ce unul cu Georgia, chiar dacă ne parte doar Marea Neagră de uh, Georgia, este... Bă, bă, da, deci este exact Stai. aroganța Occidentului și exact problemele pe care le... Stai, da. boție, că mi-am adus aminte de ceva. Noi am zis că lucrăm sezonul ăsta cu datele colegilor tăi, date statistice culese prin sondaje, data inteligență de la Publicis Group și, dacă mi-aduc aminte, noi am mai discutat despre asta. Există un sondaj făcut de voi în care ziceți că, nu știu, erau 2-3% dintre români care știau... Câte țări au ieșire la Marea Neagră? Da, care știau să numească corect țările cu, cu ieșire la Marea Neagră. Da, și 4%. Cu deci, 4%. 4%, sunt, 4 este 100%. o cercetare pe care am făcut-o de două ori. Prima dată în anul 2008. Da? Și am repetat-o în 2020 să vedem dacă s-au schimbat lucrurile. Nu s-au schimbat. Deci doar 4%. Doar 4%, da. 4% și... dintre noi. Dacă stați să ne gândim că doar 4% dintre noi știm să numim corect țările vecine nouă, sunt țări care au ieșit la Marea Neagră. Georgia este cea mai mare necunoscută, adică acolo este cea mai mare problemă, dar chiar și Ucraina și Rusia, chiar cu toate războaiele care se poartă în Marea Neagră și tot, într-adevăr, în 2020 încă nu fusese da. uh, escaladarea conflictului din uh, uh, Ucraina, dar deja fusese ocuparea peninsulei Crimea și... și deja erau uh, problemele. Uh, și asta arată un pic că faptul că suntem obsedați de Occident și ne uităm înspre vest. Și știm detalii despre Spania, Italia, despre Elveția, despre tot, dar nu știm ce se întâmplă imediat în estul nostru. Și interesant. Este, da. a, pentru că dacă gândiți, sunt vecinii noștri. Am avut un, un președinte, Traian Băsescu, care ieșise și strategia României să fim o mare putere la Marea Neagră și România să aibă o influență și să fim puternici Marea Neagră, România Marea Neagră. Ok, nu prea ne interesează. Adică, dacă se poate să ne uităm în direcția Dar când Bă. spunem România să fie putere în Europa, asta ne interesează. Da. Pentru că noi, de fapt, acolo ne proiectăm așteptările. Da? Și... Uite, de fapt... date de la colegii noștri. Ia. 36% dintre românii cu vârsta peste 15 de ani simt că nu s-au născut în țara care trebuie. Deci, 36%. Date. Declară că de multe ori îmi zic că nu m-am născut în țara care trebuie. 36% cu bănuiala cu bănuiala că ar fi vrut să se nască mai la vest nu mai la est exact. cu, cu această bănuială exact dacă am fi intrat în profunzime și dacă subiectul ar fi fost foarte important pentru noi am fi explorat exact această ipoteză că ne închipeam că ne-am fi născut în America în Elveția în uh, una dintre țările din Europa de vest nu în, nu. Nu în Sri Lanka nu în exact. Ucraina nu în Rusia, nu în Moldova. Nu în afara spațiului occidental. Adică, cred că am fi fost super ok și cu Australia, am fi fost. Uh, uh, așa. Ok, cu foarte multe lucruri. Uh, suntem fanii europei, adică suntem și se vede din toate statisticile și tot, uh, 70% dintre români ar vota instantaneu pentru rămânerea României în Uniunea Europeană, fără absolut nicio problemă, și doar 13% ar vota pentru ieșire. Deci, vrem să fim parte din uh, uh, Europa. Iar dacă ar fi să decidem prin referendum care ar fi aliații politico-militare ai României, o cercetare SOP din 2022 ne arată că 77% dintre românii cu vârsta peste 18 ani vor Uniunea Europeană, Statele Unite, NATO să fie prietenii noștri, frații noștri mai mari. Și doar 10% se uită spre Est, către Rusia și China. Deci toate datele puse cap la cap, în ciuda supărărilor noastre, care sunt multe la adresa României sau comparațiilor pe care le facem, ne arată că, de fapt, ne situăm mental într-un spațiu uh, geopolitic, să zic, occidental. Da. Chiar dacă avem străzi fără asfalt în unele locuri, chiar dacă nu avem canalizări, uh -huh chiar dacă nu avem știu eu lucrurile pe care le visăm sau nu întotdeauna ne simtăm occidental. În urmă cu câteva săptămâni am avut o, așa, o revelație, am realizat că una dintre, știi care au fost primele investiții directe europene în spațiul nostru? Nu. Cetatea Tomis, cetatea Histria. <laughs> Ce bună e din asta, deci, da. De bum, Citeam ceva despre Ovidiu, poetul Ovidiu, exilat a Marea Neagră și am văzut, păi stai așa, ăștia au fost europeni, au venit europenii și au investit și au creat cetăți, au adus cultură, l-au adus pe Ovidiu, care și-a trăit ultimii ani din viață la Tomis. Imperiul Roman a făcut și niște drumuri și niște conducte. După aceea, următorii, deci după greci, așa au venit romanii, au făcut podul, marele pod peste Dunăre și o mulțime de, de lucruri drumurile din Transilvania și din tot care și astăzi sunt încă știi parte că, din infrastructură. Știi că este un trend de TikTok acum în care oamenii la diverse evenimente sunt întrebați când te-ai gândit ultima oară la Imperiul Roman? Eu mă gândesc în fiecare zi la Imperiul Roman, categoric. Și de ce? Pentru că n-am de ales. Internetul s-a prins că sunt pasionat de istorie și de Imperiul Roman. Astfel încât toate recomandările pe Spotify, pe YouTube, pe Google, sunt pe Facebook, pe Instagram, pe toate platformele sociale, îmi dau conținut cu Imperiul Roman. Îmi dau emisiuni, <gântu> îmi dau articole, îmi dau materiale, pentru că am înțeles că sunt pasionat de istorie. Deci odată ce ne interesează un subiect, zilnic ne vom gândi la el, pentru că va avea grijă internetul. Deci dacă deschizi am internetul... Am văzut asta, da. Dar hai acum la final să ne uităm un pic tot la chestiunea asta legată de Occident și hai să ne uităm la imigrare. Dacă ești de acord. Pentru că, da, unii dintre, conform datelor voastre de la Data Publicis, unii dintre români vor să emigreze către o lume mai bună, o consideră. Da, ei. 21%, dacă ar avea posibilitatea, ar prefera să trăiască și să muncească în Europa sau Statele Unite. Dar 77%, 78% preferă să trăiască și să muncească în România, indiferent dacă ar avea condiții și ar putea să plece. Dar asta ce înseamnă boții? Că acești 77% sunt confortabil și trăiesc da. uh, având în minte că România este o democrație de tip occidental mai bună decât alternativele respective? Uh, aici cred că ne numărăm și noi, că am avut oportunitatea de a pleca și de a avea diferite roluri în lume, uh, mi s-au oferit joburi în diferite chestii, dar am preferat să trăiesc uh, și să muncesc în uh, România. Uh, România este o societate cu multe carențe și cu multe lucruri care ar fi putut să fie mult mai bine, dar o societate în care se poate trăi. Noaptea intru un herăstrău, ies în partea cealaltă, liniștit, fără nicio grijă. Parchez mașina oriunde, fără să-mi fie frică. Poate trăim această chestiune a neapartenenței la Occident, din cauza că suntem în estul Europei care a fost comunist? Și am avut o cortină de fier între noi și sunt niște diferențe, dar au trecut 30 de ani și întrebarea care se pune este peste 30 de ani cortina asta de fier a minții va mai exista? Atenție, avem avem diferențe și între Ardeal și Moldova sau Ardeal și Oltenia. Dacă te duci și ai eveniment la Cluj sportiv și organizezi, îl organizezi ținând cont de un anumite lucruri, te duci la Craiova... Ai alte lucruri, ai alte chestii în interiorul României, adică diferențe există și în interiorul nostru. Normal că diferențe vor continua să existe față de francez, față de german, față de sau spanio, dar sunt parte din frumusețea Europei. Adică avem o diversitate, dar avem și lucruri care ne unesc. Adică valori fundamentale valori pe care fundamentale, le împărtășim da, cu acești da. oameni. Și uite, citesc zilele acestea o carte scrisă de David Neacșu, Cartea Înălțimilor. David Neacșu fiind uh, un explorator român care a avut peste 50 de expediții pe munții mari planetei și în primele pagini povestește că a fost în Kenya și când uh, s-a intersectat cu un trib local, prima lor întrebare a fost din ce trib faci parte. Și el a fost șocat că niciodată nu s-a gândit din ce trib face parte, era în anii 90. Uh... Și el uh, și-a Primul răspuns care i-a venit în minte a fost, păi, din tribul Europa. <laughs> și mi s-a părut genial răspunsul. Și tot ce a și zis, păi așa mă simt, Europa. Deci eram în China și m-am simțit, sunt european și mă bucur să recunosc. Nu putea ca imediat ce ești din acest spațiu, chiar să trebuiască, sau chiar cu adevăratele, să te simți uh, european. Întrebarea care va fi depusă în viitor este dacă mai, uh, la estul nostru, ești acolo Europa. Poate că acolo e istul Europei. Poate că Occidentul să termină aici, la granița noastră. Asta e foarte interesant. La urma urmei vorbim despre niște valori. Dacă sunt oameni care împrăticează acele valori, sunt bineveniți în familie europeană. Foarte interesant. Mulțumesc tare mult lor, Ammalind. Ne vedem într-o săptămână, începând de astăzi, cu alte date și alte gânduri care să ne pună la încercare. Auzi la el. România este Occident. Să revenim, prieteni. Noi Mulțumesc. suntem Occidentul, da. Out of the box. Controverse în dialog. Cu Cătălin Striblea și Laurent Balint.